știm cu toții vorba românească, codrui frate cu românul. Ei, bine, ce face românul ca un bun frate? Ce se află? Românul taie codru, românul lasă fără copaci, românul poluează, românul îi strică albiile, românul distruge tot ce are. Am venit în tabăra Greenpeace și ce să vezi, plin de străini. Sunt finlandezi, sunt nemți, sunt elvețieni, sunt polonezi, cred. Ce face românul? Românul stă pe margine, sparge semințe și se vaită că îi o ia casa la vale când plouă, pentru că nu mai sunt copaci care să-l apere, pentru că nu mai are pădure care să-l apere. Și aici este nevoie de noi. Putem să stăm și noi să spargem semințe, dar în timp ce facem asta, putem intra pe pagina de Facebook a Greenpeace România, putem da like și apoi putem intra pe greenpeace.ro și putem semna petiția pentru salvarea ultimelor păduri virgine din Europa, care se află, da, în România,